Cezalău va susține mâine, începând cu ora 14, ultima partidă oficială pe teren propriu din acest an. Meciul va fi unul extrem de dificil, având în vedere că zălăoanii vor primi vizita ocupantei locului secund, Sănătatea Cluj. Învinsă în etapa trecută de cei de la Comuna Recea, Fotbal Club Zalău a coborât pe locul 3 în clasament, făcând practic schimb de locuri cu adversara de mâine, care este Sănătatea Cluj. Zălăoanii au avut un parcurs foarte bun, cu excepția primelor două etape, însă în etapa trecută au cedat cu 3-2 după ce au condus cu 2-0 la pauză. Jocul de mâine va fi o adevărată finală pentru ocuparea locului secund la finalul turului. În ultima etapă, Zalăul va evolua în deplasare pe terenul celor de la ASEA 2 Târgu Mureș, iar clujenii vor primi vizita liderului FC Hermannstadt. La Recea a fost un duș rece pentru noi, mai ales că am condus la pauză cu 2-0. Nu trebuie însă să facem o tragedie din asta, pentru că suntem pe un loc la care nu cred că se aștepta multă lume. Urmează un joc extrem de dificil, poate cel mai dificil din acest tur de campionat, dar va trebui să dăm totul pe teren pentru a obține victoria. Trebuie să obținem 6 puncte în ultimele două partide din acest an, a precizat președintele Ioan Morar. În cadrul penultimei etape a turului au mai fost programate duelurile Gazmetan 2 Mediaș cu Unirea Jucu, FC Bistrița cu CSO Șorhei, FC Hermannstadt cu Comuna Recea, Unirea Deș cu Metalurgistul Cugir, Viitorul Ulmen cu CS Iernut, Avântul Reghin cu ASEA 2 Târgu Mureș.